Bună ziua și bine ați revenit la Prof Online. Să nu uitați să dați like sau share. Așa se face, dragilor. Iar noi nu mai pierdem deloc timpul și ne apucăm de treabă. Zi-mi, ție îți las să faci următoarele... Tema pentru a doua zi, da? Tema pentru a... Acasă, da. Acasă, e mai simplu. Suntem clasa a patra. Clasa a patra. O spune? Ați da. Uitat problema. Se dau lui. Ceva cum pișcă? Să adun tu toate numerele, să adun numerele 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus cea mai departe plus 90 plus 100 nu, plus 200. Da, plus 200, egal cu. Să vedem cât este suma. O spune cum se face? Nu, lăsăm. Păi să-ți aduc aminte odată. Nu-i aduce deloc aminte, lasă să... Zim tu tema pentru acasă. Scrie unitățile de măsură mai mici decât metrul, denumirea completă și prescurtarea. Deci, hai să punem așa, metrul este la mijloc și noi o să facem și mai mult. O să spunem și multipli și submultipli. Da. Da? Da. Deci, multipli. Multipli? Nu, începem de jos? Hai să zicem deasupra. A, bine. Da. Cât e metrul? Deasupra. A, deasupra. Da. Kilo... Kilometru. Hectometru. Deci începem decametru primul, nu? Deci decametru. Nu, cu kilometru. Da, da, Mihai, salut. Centimetru, decimetru, kilometru, metru. Hai să zicem. Kilometru. Păi, nu știu. O, nu știu. Așa. Da, da. Am avut și eu o perioadă. Sâmbătă a fost o zi infernală. Deci nu puteam să mă aprob. Aveam 30 de bine după capul meu. Deci era ceva infernal. Ce se întâmplă? Nu au mâncare. Deci ori de câte ori nu au mâncare, albinele sunt foarte, foarte irascibile. Deci te atacă de nu, nici pe stradă nu te mai lasă să treci, înțelegi? Adică așa am pățit sâmbătă. Astăzi au fost mai liniștite. Deci astăzi... Păi da. Deci absolut, n-ai loc unde să te acuiezi. Numai atât. Încerc să le stimulezi un pic, să le dai ceva din mâncare, să le potolești. Le ai niște turte, ceva, fă ceva. Faci așa atunci, dacă au mierii lăsate de astă toamnă, de la tine, în sfârșit, ai făcut-o acolo. Pe câte rame stai tu? 15 rame. Păi scoate din ele și strânge pe cât e cuibul. Deci pui diafragmă, le scoți pe astea, le scuturi și pui diafragmă și numai așa începe să lucreze corect. Așa, acum se împrăștia de pe tot stupul, de toată lada. Ramele acele le ieși și le pui într-un cameră undeva, le pui înăuntru. Da? Să fie tanci ca să nu le descopere. Așa, le pui acolo și pe măsură ce se dezvoltă și lărgești câte un pic cuibul, atunci, așa, acum ele sunt răștiate, sunt nervoase, nu-i treaba bună. Iar chiar dacă au mâncare, dacă nu se găsește în natură, e problemă complicată cu ele. Acum sper că n-ai găsit-o, că maicile aveau vreo 2-3 familii foarte agresive, extrem de agresive. Ghiența?
Înceapă de 5 ori. Înceapă de 5 ori. Băi, ăla e încurcat. Era unul extrem de agresiv. Extrem de agresiv. Când e țunat, dar nu te mai poți apropia de ele. Nu, eu nici eu nu mă puteam apropia. Eu plec acasă. Da. Păi da, 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 ele s-au și, mă rog, s-au împerecheat acolo cu trântorii lor și agresivitatea e dată de trântori. Cât sunt mășor? Mori, mori. Da, da. Păi da, condițiile în care oamenii reclamă că nu pot să-și facă treaba prin curte, nu știu ce, problema e complicată. Dar acum aș trebui să spun ceva. Eu sunt într-o lecție, sunt în direct la... Da? Bine. Hai, salut, sănătate. Bună, Omar Albin. Cum arată regina Albinului? Lasă acum, nu avem timp. Am eu cu coană pe cap. Da. Așa. Deci metru, decametru, da. Hectometru. Kilometru, da. Din cât în cât cresc? Din 10 în 10. Din 10 în 10. Deci, un decametru are 10 metri. Un hectometru are 10 decametri. Un kilometru are 10 hectometri. Un kilometru are 100 de decametri. Un kilometru are 1000. Deci dacă sar 3 trepte, deci dacă mă duc imediat la vecinul, din 10 în 10, da? Dacă mă duc la al doilea, din 100, că am 10 ori 10, 100, da? Și dacă mă duc tocmai la al treilea, 30 ori, 1000. Așa, dedesubt. Eu? Da, 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 Noemi. Zic de jos, milimetru este jos. Nu, sub el, ca să descriu în ordine. Astea nu prea le-am învățat. Decimetru. Păi, de jos nu prea decimetru. Centimetru. Centimetru. Și milimetru. Da? Milimetru. Doi de mână. Deci, da. Metru este unitatea de măsură etalon. Cea de la pe care, da, o folosim. De acum, ăștia se numesc multipli. Da? Multipli. Și ăștia de sub se numesc submultipli. Da? Multipli și submultipli. Multipli înseamnă cei de deasupra metrului și submultipli cei de dedesubt, da? Ei, voi trebuie să înțelegeți că un metru e împărțit în 10 părți, da? Și înseamnă un decimetru, o porțiune de aceea. Acum, la rândul lui un decimetru este împărțit iarăși în diviziuni, în 10 diviziuni și înseamnă o mică diviziune de aceea, centimetru. Și în sfârșit, un centimetru, care e foarte mic, vă sutea pe linii, nu? Este împărțit la rândul lui în 10 și înseamnă o singură diviziune, un milimetru. Și acum să vă spun, vreau să-mi transformați. Hai să zic așa, să-mi transformați 7 hectometri și 50 centimetri și 9 dam decametri în totul în decimetri. Totul în decimetri. Hai, pe rând, totul în decimetri? Deci, cât fac în total ăștia? Ah. Totul în decimetri. Deci 7 hectometri și 50 de centimetri și 9 decametri în decimetri. Cât? La hectometri este... 7 stai mai puțin. 7 mii, ai zis? 7 hectometri. Vreau să 7... mă duc... Stai. Da, 7 mii. Da. Nu, 700. Ia să vedem, de la hectometru, mă duc aici și decametru, metru, decimetru. Deci vine 1, 2, 3, nu? Da, profunde. 700, 9... Deci 7000... Pardon, 7000, 905. Da, deci zice 7 hectometri, hai, luăm pe fiecare, pe fiecare parte. 7 hectometri egal 7000, scriem așa, da? 7 hectometri egal 7000 decimetri, da? Da.
50 centimetri. Centimetri. Egal cu? 5, da, 5. Deci 5 centimetri, mă duc la sus, da? Da. Înseamnă 5. Sus, da, 5. Da, 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 da. Deci, egal cu 5 decimetri, da? Apoi, 9 dam, 9 decametri. 9 decametri egal cu? Păi sunt 900. 900, da. Dacă sunt două trepte. 900. Deci 900 decimetri, da? Într-un fel, la fiecare care mai adăugăm un 0 sau luăm un 0. Așa, asta trebuie să înțelegi. Deci dacă urcăm în sus, luăm un 0, da? Iar la fiecare trecere, da? Dintr-o treaptă în alta, luăm un 0. Când venim de jos în sus, iar când coborâm de sus în jos, adăugăm câte un 0 la fiecare treaptă, da? Asta are. E notat? S-a notat, da? Cât face? Deci la fiecare treaptă, 7 hectometri înseamnă 7000 de decimetri, 50 de centimetri înseamnă 5 decimetri. Poți spune câte numărul? Numărul total este? 7905. 7905, da? 7905 este decimetri. Da? 7905 decimetri. Deci, în total, numărul de aici dat, exprimat în decimetri, asta înseamnă. Vă vreau încă unul și îl faceți imediat. Da. Vreau să-mi scrieți 5 kilometri și 20 metri și 3000 centimetri în dam. Decametri. Cât? În dam. Decametri. Nu pe fiecare. 5 kilometri. 5 kilometri în decametri. 500. 500. Ai dreptate? 5 kilometri egal cu 500 decametri? De ce? Pentru că coboară o dată, încă o dată. Ca să ajungă aici, deci 500, a zis bine, 500, de 500 da. După 2, 500. 20 metri, cât înseamnă, câți decametri? 2 decametri. 2 decametri. Da. E bine, 20 de metri înseamnă 2 decametri. Da. Că urcăm, da. Pe Munzeu. 2, da. 3000 de centimetri. 3000 de centimetri, adică 3. Adică 500. 3 dam. 515. Numărul ăsta în total înseamnă 525. 505. Da. 5 3 5. Deci înseamnă 505 dam. Da? 505 decametri. Încă unul mai facem. Și s-a scris 505? Da, hai ca să scriem. Deci pe fiecare ce înseamnă, cât înseamnă fiecare, s-a scris 505, da? Vreau să îmi duceți 300 milimetri. Mi-a dat! Și? Nu știu numele. 500. Suma ce e 500? Da. Pofatiu. Nu? După ce de... Da. 300 de milimetri. Și? Mă dai. 2 decametri. Și? 3 hectometri în centimetri. În centimetri vreau. Totul transformat în centimetri. Cine vorbește? Ei. Vrei?
300 milimetri egal cu 30 centimetri. 30 centimetri. Bun. 2 dam. 2 dam egal cu 2. Vă spun eu? Un pic. Să așteptăm pe fiecare. 2000. 2 dam. Da, 2000. 1, 2, 3. Da, foarte da. Bine zis. 2000 centimetri, da? Bun. 10.030. Și 3 hectometri. Da, 3 hectometri egal cu 3 Mai pune 40. Adică 30.000 de centimetri, da? Da, deci 32.030. Și numărul citim? 32.030, da? Da. A zis bine. 32.030. Acesta centimetri. Da? În centimetri. Asta înseamnă 300 de milimetri, 2 decametri și 3 hectometri, 32.030 centimetri. Și acest număr în decimetri înseamnă 3203. Și ăsta transformat în, da, el, dacă totul ne ducem acum să ducem în decimetri, în decimetri, deci urcăm o treaptă, înseamnă tăiam 0 ăsta, da? Și 3203 decimetri. Da. Și egal mai departe, dar nu în metri. Nu ați învățat. Nu, păi, e posibil. Cum am pus aici? 320 până o virgulă. 320,3 metri. Deci, parcă ar fi fost virgula aici și am pus-o mai în stânga. Și, da? Și dacă vrem în... 32.030? Deci, 32.030, dar asta în metri, nu? Da. Și aici în metri, în centimetri m-am dus la metri două. Da. Două cifre. A, v-ați dus să fie la sud de acolo, nu? Păi, dar centimetru față de metru, nu-s două trepte? Da, deci 100. Dacă n-am avut două zerouri, n-am pus o virgulă. 100, tot așa am văzut. Am învățat. Încă chestii nouă, nu? Da. Am descoperit. Da, bun. Haideți să vedem acum tema ta. Profu, le dau o provocare Noemi și Ștefii. Cât de rezultatul? Da. Apoi spune cum se face. Nu, rezultatul el spune. Cum se face? Cum se face, poți spune? Hai, spune. Pot? Spune. Da. Deci, 2 plus 200 și ne dă 202, după 4 plus 198 și ne dă... Deci, 202. Da. 4 plus 100... 198. Și ne dă... Tot 202. Da, deci 5 ori 202. Nu știu dacă de 5 ori. 2 ori 202. Dar ce e din 2 în 2? Nu, dar nu-s numai 2 de 202. Deci, întrebarea este câte echipe de 202? A 3 ar fi 6 cu 190 și cât este? 196, nu? Da. Și ne dă 202. 8. Câte echipe de este de 202? Ei, mulțește. Mulțește pe 202 ori. Câte sunt? 100. Poate 2 ori. 2 ori. Ca să vezi suma toată. 202 ori. Câte sunt ele? Câte echipe de este de 202? Păi nu sunt 3. Ah, 100. 200 împărțit 2. 200. Sunt 100. 100, nu? 100? Ia să vedem până la 8 cât sunt. 100 de... Nu 2, 3 numere, 100. Nu până la 8, inclusiv 8? Sunt 4. Da, sunt 4 numere. Adică jumătatea lui 8. Dar da, până la 10 câte deci, sunt? Deci am făcut bine, 200 împărțit 2. Da, și ne dă 100. Sunt 100, da, deci 202 ori 100. Profu, și dacă ar fi fost acolo, ar fi fost
1, 3, 6, la sfârșit împărțim la 3. Pot mulți eu 202 ori 100? A, păi putem mulți cu toții. 202 ori 100 ce înseamnă? Putem la sfârșit 20 ori, da? 20.200. 20.200. Asta este răspunsul. 20.200. Ați văzut că am aflat. Ai aflat. Smeche, n-ai aflat. Fii atent acum ce îți dau acum e mai tare. Cea mai tare. Vreau să faci suma următoare. 3 plus 6 plus 9 plus 12 plus... 12 plus 15 și mai departe plus plus 465. 465. Ordonează descrescător cu următoarele unități de măsură. Așa. Vă dau să vedeți? Nu, dar scrie, spune-ne, de măr și... Dramă. Dam. Da. Deci, dam. Se mai spune și dam. Decametri, da? Da. Decametri, metri. Metri. Hectometri. Hectometri. Kilometri. Kilometri. Milimetri. Decimetri. Să ordonăm descrescător. Ce înseamnă descrescător? Să vedem dacă adică știm. Adică de sus în jos. Nu de la mare la mic. Da. Care adică e cel mai mare? Kilometri. Așa, deci primul este kilometru. Da, kilometri. Virgul. Hectometri. Hectometru, foarte bine. Decametru. Da, decametru l-avem, da. Metru. Decimetru. Decimetru. Centimetru. Nu l-am. Milimetru. Și milimetru. Da. Cu asta am făcut problema. Deci ordonează-te crescător, așa e cepul, da? Da. Dacă ar fi fost crescător. Imediat. Milimetru, decimetru, metru, decametru, hectometru, kilometru. Da. Efectuează transformările. 140 de metri. 140 metri. În decimetri. Egal câți decimetri? 140 de metri egal câți decimetri? Păi sunt după metri. Deci, decimetri sunt după metri. În jos, da? Jos. Adică 14. Adică 14. Da, 14. Mi-a dat rezultat. Așa e bine? 14? Da, 14. 14, bine. Să vorbim? Da. Păi nu sunt mai mulți? Păi da, asta. Ce? Deci, mai punem încă... Un zero? Un zero. Ai zis în decimetri, nu? Dm. Dm, decimetru. Păi vine metru, decimetru e dedesubt, sunt mai mulți. Da. Deci mai adăugăm un zero. Mulțim cu 10. A, da. 1, 4, 0, 0. Așa, rog, deci, Ricky, tu ai greșit pe caiet. Ricky, nu! Ai greșit. Nu! Bine, vă dau capteală. Proful mi-a dat rezultat. Zim. Mi-a dat... 72.540. Cum ai aflat tu câți termeni sunt? Am făcut 465. Da, mă simt bine. Împărțit 3, că e din 3 în 3. Deci 465 împărțit la 3. Hai să vedem. Mi-a dat 115. 465 împărțit la 3. Și vine 10... 4, 3 în 4 odată, 3, 1, 6, 16, 3 în 16 merge de 5 ori, 5 ori 3, 15,
1, 15, 15. Ok. Deci, deci 155, da? Ok, da, de numere. Sunt 155 de numere. Și dacă de ce? De ce sunt așa? Nu, n-am zis de ce, am zis de cifre. Nu. Și dacă facem 3 plus 465, ne dă 468. Deci, 468... Deci adună pe primul plus ultimul. Da. Și face 468. Cine ar fi în fața lui 465? 464. Nu! Pardon, 462. Așa, da. E că cu 3 mai mic. Da. Da? Deci ar fi 462. Așa. În fața lui 462 cine ar fi? 459. Da. Da. Dacă vinem cu 3 înapoi, 459. 459. Și așa mai departe. Și așa mai departe. Da. Și acum tu ai zis 3 cu 465 și cât ți-a dat? 468. 468. Da. 468. După care? 6 plus 462, 468. Iar 468. 9 plus 459, iar 468. Da. Și te-ai întrebat câte echipaje de al de 468 faci. Da. Și ai spus că face 155 de echipaje. Da, deci 155. Deci răspunsul corect ar fi fost aici, cât am spus noi. Tu ai zis 72.540, da tu? Da. Ai mulțit practic pe cât? Pe 155. Cu 468. Cu 468 și ți-a stat așa ceva. Bine, dacă ai făcut o mulțire corect. Dar dacă îți dau eu pe asta, n-am mai. Uite, îți dau așa. 3 plus 6 plus 9 plus 12 plus puncte plus 467. O fac eu. Nu, o secundă. Nu. Vreau să fac altceva. Plus puncte 465 plus 466 plus 467. Fiți atenți că ați luat din 3 în 3 acolo. Din 3 în 3 în Ricky. Din 1 în 1 am luat. Păi da, asta vreau suma asta. Pe aici am spus puncte puncte. Incorrectoare. N-o fac eu. N-o fac eu. N-o fac eu. A, tu o faci. Păi, da, acolo ai trei de acolo, deci acolo să nu. Nu, mi-a dat ceva, dar nu mai. Mi-a dispărut speranța. Ok, să stai să mai cigare într-o joc. Este imposibil. A, știam eu. Nu-i mințit. Nu-i așa? E adevărat, nu? Adevărat? Și-am 467, ne împărțim la 4. De ce la 4? De ce sunt acolo din 3, 3 și acolo din 1, 3 cu 1, 4. Nu. Ce observați? Nu. Aha. Ideea este așa, că respectă rețeta până la puncte, puncte până aici. Da. Ce rețetă? Și care o știm de așa cât este. Cred că știu! Și tu nu mă adunești pe astea două! Da, le adună și pe alea! Eu fac eu! Da, gata! Vedeți? Deci, practic, puncte până aici! Dar apropo, ați uitat să puneți acolo plus paranteză 465 și închideați paranteză, că așa mișea. Așa mă gândeam. Da, dacă ți-aș fi pus aici 462, cred că te ajutam, că tu ai fi sesizat că până aici respectă rețeta, fără să pun paranteze, fără să pun nimic, respectă rețeta asta din 3 în 3, dar de aici încolo nu mă respectă. Da. Și rezultatul care ne dă, de exemplu, să zicem că ne dă 155, am dat un exemplu, îl adunăm cu 466 și cu 467. Deci ar fi reușit să faci suma asta, nu? Da, cu 466 și cu 467. Da. Deci, rezultatul este 72.540 plus 466 plus 466. Sigur că da, sigur că asta era. Dar, acum îți dau încă unul tare de tot. Ăsta știu. Tare de tot. Da. Eu, Valentos, cum să da. Ascuns sau?
dacă dați la final împărțiți 2, știu. Gata, pe ăsta nu-l mai faceți. Să vedeți ce adunare vă dau acum. Ia să zicem așa. Vreau 1 plus 5 plus... Ăsta fac. 1 plus 5 plus 9 plus și la mai departe. Da. De aici plus puncte, puncte. Da. Plus... Plus... 4. 4. 7 milioane... 400. Știu eu, știu eu. Poți spune? Atât? Plus 401. Plus 401. Plus! Noi! Dar nu respectă. Nu respectați niciun deci plus... Ah, eu pun 400 în loc de 401, cum ați spus voi. Dar nu am văzut. Mi-i dă cu rest. Știu eu. Mai puneți plus. Da, puneți să vedeți. Puneți. Că știu. 7 plus... 3, plus 10, aha, plus aha, 13, plus 16, plus și mai departe, plus puncte, puncte. Nu știu. Nu știu. Ba da, ba da. Deci 400 e bun, nu se... Plus, putem. Deci plus acolo. De la acolo ați schimbat-o în 3. De acolo, de la 7 plus 10, a schimbat-o din 3 în 3. A schimbat din 3 în 3. Imposibil, nu fac. Știu eu. Acum mă trebuie să facem 401 împărțit la 3, la 4. La 4? Nu, împărțit la 3. Păi nu e din 4 în 4 acolo? E din 4 în 4, sigur că da. Te gândești, vă gândiți așa? Și acum am zis 7 plus 10 plus 13 plus 16 plus 301. Aha, peste. 1. Egal. Da. Așa. Și noi facem, lăsăm pe ăla. Noi hai să-i facem la chestia. Deci, am făcut 140 metri, am transformat în... Deci, așa? Da. Acum, 25 km. 25 km. Îi transformăm în metri. Și ne dă 25.000. Așa, că 3 zero, da? Da. 25, urmat de 3 zerouri metri. Da. Bun. Acum. Scriem toată lumea, da? 25 km egal 25 metri. Alte aici. 3000 de metri îi transformăm în hectometri. 3000 de metri în hectometri. Da. Și ne dă... 30. Nu? Da. 3000 până la hectometru, am decametru, hectometru, da? Două. Deci 30 hectometri. 30 hectometri. Hâmâni. Hâmâni, da. Acum, 700 centimetri îi transformăm în... 700 centimetri se transformăm în... Decimetri. Așa. Decimetri. Da, decimetri. 700 centimetri în decimetri, da? Decimetri. Și de 70 de centimetri. Decimetri. Așa. 70 pentru decimetri deasupra. Și tăiem un zero, da? Da. 70 decimetri. Hai, toată lumea scrie, da? 70. Și eu? Scrie. Dar scrie și tu. Dar te uiți și gândești la problema ta. Apoi. 4500 de decimetri. 4500 de decimetri. Decimetri. Care decimetru e sub metru? Da, îi transformăm în metri. Da. În metri. 450. Deci 450 credem un singur zero, da? 450 metri. Bun. Așa. 8 hectometri. 8 hectometri. Îi transformăm în metri. 8 hectometri în metri. 800, nu? Ia să vedem ce părere are. 8 hectometri în metri. În metri. Hectometru, decametru... 800. După hectometru, prima treaptă e decametru. Decametru și metru. Metru, deci da, 20. 800. Adăugăm 20, deci vine 800 metri. Altceva.
decime, 140 de decimetri, stați. Aici se lega cumva asta de asta, când prima, da, lega. Da. Din 140 centimetri trebuie să transform în milimetri. Deci bun. Da. Centimetri, deci da, 140 centimetri în milimetri, da? Da. 1400, da? Deci 140 centimetri egal cu 1400 centimetri, milimetri, pardon. Dacă copii milimetri, bine așa, da? Da. Altul. Și aici cum e? Tot la fel? Da, nu. Atâția kilometri înseamnă atâția metri, da. Deci 25.000 și egal cu 2500, ce ai spus, decimetri? Da, decimetri acolo. A, păi din metru în decimetru mai adăugăm încă un zero. Gata. A, adică este ca și cum 25 de metri transformat. Gata. Decimetri, da, nu? Da, da. Mă rog, mă rog. De ce? Da, la loc. Deci, spunem așa, 25 km transformăm mai întâi în ce? În metri, nu? Deci 25 cm transformăm în metri. Da. 25 km. Îi transformăm în metri și am transformat noi. Unde am acolo jos. Așa. Și care în decimetri, dacă pe ăștia îi vrem în decimetri, ne mai punem încă un zero. Da. Mai punem încă un zero în decimetri. În decametri, în decametri tăiam. Da. Dar tu ai n-ai decametri, ai decimetri acolo. Vezi ce ai? Decimetri? Da, decimetri. Păi dacă-s decimetri... Adică dămă. Dămă, adică mai mulți. Dar tu da. Fă-ți trima. Păi da. Deci faci 25, atenție, copii. Ăstea sunt metri și acum dacă vreau decimetri, mai punem un zero, da? Decimetri, că sunt mai mici ei și mai adăugăm un zero. Iar dacă vreau cu ăsta se transformă în hectometri, mă duc înapoi hectometri, 20 și egal cu 2500. Câte zerouri mă duc la decimetru până la hectometru înapoi? Până la hectometru? Păi hectometrul este în față. În față? Sigur că da. Deci vor fi mai puțin, nu? Da. Deci dacă tai un zerou vor fi metri, decametru, hectometru. Deci 250 hectometri. Corect. 250 hectometri. Spun? Da. 30 hectometri îi transformăm în centimetri. 30 hectometri, asta îmi face 30 hectometri. Îmi face Ștefania 30 hectometri în centimetri. Kilometru. În kilometru. În kilometru, ai zis? Da, așa spune. Da. Kilometru. Am făcut. Bun. Așa, kilometru. A, 3 kilometri. 3 kilometri. Și egal mai departe. Vreau, Ștefania, vreau în decimetri. 3 kilometri în decimetri. Kilometru în... Trei... Păi, zice urmă, 3 punem un zero înseamnă hectometru, mai punem un zero înseamnă decametru, mai punem un zero înseamnă metru, mai punem un zero înseamnă decimetri, da? Da. Și în decimetri am spus, da? Decimetri. Boata, nu te bine. 30.000 decimetri. Da. Vreau să transformați pe 30 de mii, 30 de mii de centimetri în 30 de mii de centimetri în decametri. În decametri? Da. În decametri. Păi, decametri, adică de mă. De mă. Dam. A, dam. Dam. Decametri. Păi, ce facem? Ștefania, de la centimetru. Sunt 5 cazuri, 30 cazuri. 0 pentru cine? Pentru decimetru, metru,
metru. Noi 30. Decametru. Deci 30, da? Da. 30. 30. Da. Așa. Îți spun? Da. 70 de decimetri. 70 decimetri. Îi transformăm în metri. 70 decimetri în metri. 7 pentru că e deasupra e bede, da? Da. 7 metri. Acum, 450 de metri în decametri. 450, Ștefania, tu îl faci, 450 metri în câți decametri? În 45. Așa, ai tăiat un singur zero, că e vecin, nu? Da. E treapta imediat. 45 decametri, da. 800 de metri. 800 de metri. În decimetri. În decimetri. Și ne dă... Poți spune? Nu, Ștefania, ne ajută. 80. Metri în decimetri, nu sau în centimetri. În decimetri. În decimetri, da. În decimetri sunt mai mult sau mai puțin? Mai puțin. Păi dacă e deasupra sunt mai puțin, dar acum sunt mai mulți. 80. Da, 80. Cât? 80. Păi de ce-ți bază? Poți spune eu? 8.000. 8.000? Că adăugăm un zero. Da. De la metru ca să coborâm, nu? Așa? Deci am un eroare. Am văzut și mai. 8.000 decimetri, da? 8.000 decimetri. Fetelor, să ne amantez când ne împăcălește, vedeți da, ce faci. Da, așa, spune-mi continui? Da. Nu mai puțin. Dacă ai terminat adunarea? A, nu. Da. Lucrează încă. Așa. Acum calculează 93 de decametri. 93 decametri, da. Minus. Aha, minus. Minus 49 de metri. 49 de metri. Îi transformăm în metri. Să lucrăm în metri peste tot. Da, adică transformăm... Și ne dă 81. Lasă. Adică transformăm la 93 decametri în metri. Trebuie să lucrăm la aceeași unitate de măsură, da? Metri. Ei, 43.000 decametri, câți metri? 93.000. Da. Ne dă 930 de metri. Da, 930 de metri. Alo? Bună ziua. Sunt într-o lecție de matematică, sunați-mă de seară pe la ora 10. Da, sunt într-o lecție de matematică și nu am timp acum. Sunt chiar în direct la televiziune. Bine. Bun, la revedere. Deci, cum facem aici? Ne dă 930 de metri. Așa, 930 de metri. 930 metri. Minus 49 metri. Metri, minus 49 metri. Ok. Și acum facem scăderea, că suntem la aceeași unitate de măsură. 9 din 10, 1. 4 din 12, am luat 1. 4 din 12, 8. Și 8. 881 metri. M-am spus eu. Așa, da. Acum sunt 23.500 de decimetri. 23.500 decimetri. Da, lucrăm. 23.500 decimetri. Da? Decimetri ai zis, da? Da, decimetri. Minus 170 de metri. 170 metri. Îi transformăm în decametri. Tot un decametri. Da. Să lucrăm tot un decametri. Da, trebuie să transformăm în decametri. Le spun aici. Da. Tăiam două zerouri la... Pentru decimetri, ca să mă duc la decametri, da? Da. Adică face 235. Deci 235, da. Și după 17... Minus 17, da. Minus da. 17, da. Decametru și este egal mai departe. Ia să văd cât face. 218, da.
scăderea asta face 218. 7 din 5, 15, 8. 1 din 2, 1. 218 decametri. Da. Vedeți, copii, ca să putem face operații, trebuie să aducem în aceeași unitate de măsură. Iată, vă cer eu acum să lucrați. Vreau să lucrați așa. 23 de decametri minus 17 metri plus plus 15 centimetri egal cu plus 15 centimetri egal cu câți centimetri de cam cât? Obligatoriu în cine, credeți voi? Mm-hmm. În cine va fi obligatoriu să lucrăm? Metri. Deci, în milimetri sau decimetri? Decametri. Ah, stați să ne gândim. Păi asta e. În ce este obligatoriu să lucrăm aici? În milimetri. Putem să lucrăm și în milimetri, dar cel mai mic, cea mai... Nu. Cea mai mare unitate de măsură cu putință, deci. Decimetru. Cea mai mare de aici, din desen. Nu, din ce avem noi reprezentat. Decametri. Dar nu putem face decametri. Nu putem face în decametri. Da. Centimetri, 15 centimetri, cum se transformă în decametri? Metri. Devine greu să transformăm 15 centimetri. Centimetri. În centimetri. Suntem obligați în centimetri. Da? Deci ăsta ne dirigează. Dacă ar fi avut vreun zero, ne mai gândeam noi să ne apropiem de decimetri. Dar așa 15 centimetri ne obligă. Da? Deci atunci cât o să spun? 23 de centimetri. Cum ajung în centimetri la da? Pun 23 și acum zic un zero pentru metri, un zero pentru decimetri și un zero pentru centimetri. 23 de mii. 23 de mii de centimetri, da? Centimetri. Încă o dată. Ce am zis? 23 l-am copiat. În centimetri trebuie să ajung. Și am zis la decametru pun unul pentru metri. Altul pentru Ștefania, deci unul pentru metri, unul pentru decimetri și pentru la centimetri, da? Minus 17 Ștefania, direct 17. Cum ajung la, de la metru la centimetri? 2-3 la metru. Deci, mai punem 2 zero. 1700. 1700 centimetri și plus 15 centimetri. Ok, da. Și ne dă cât? Ia să vă deci prima dată este 2400, deci 2400, 21 de 21.300. Cum facem noi? Păi, cel mai bine e să adunăm pe ăștia pozitivi, că am făcut noi așa, da? Am făcut așa ceva. Îi adunați? Deci, păi da, ăștia sunt cu plus. Poanta ce care știm noi, da? Și până nu scădem pe din total. Deci, 23 de mii și... 15. Punem aici. Deci, 23 de mii, 15, din care scădem pe 1700. Da. 1700. Și egal mai departe. 0 din 5, 5, 0 din 1, 1, 7 din 10 nu se poate, ne împrumutăm aici, 7 din 0 nu se poate, ne împrumutăm 10, 7 din 10, 3, rămâne aici 2 și 2, 22 de mii, 315 centimetri, da? Acolo a rămas 2. Minus 1, da. E bine, nu? 2 minus 1. Deci, 0 din 5, 5. Da. 1 din... unde suntem aici? Nu, 0 din 1, 1. 7 din 10, 3. Da? Și 1 din... din 2 trebuia să fie, nu? Da. 1 din 2, 1. Asta este.
Bine că ai observat asta. Deci corect este 21.315 cm. Mai facem încă un calcul și vă rog să faceți voi acum. Vreau 13 hectometri plus minus 23 de decametri plus 5 metri minus 13 minus 1354 decimetri. Centimetri. Egal cum? Îi transformăm în centimetri. Tot un centimetru? Da. În ultima. Deci ăsta care e cel mai mic, da? Bun. Și atunci vine cât? Hectometrie. Da? Deci 20, scriu 13, da? Și acum punem 0 ori. Mai adăugăm 3 0. Ia să vedem. De la hectometru, merg la decametru, metru, decimetru, centimetru. Da, 4 0 ori, da? 130.000. Centimetri. 130.000 centimetri. Minus 23 decametru, de la decametru la centimetru. Mai adăugăm 30. Dacă acolo au fost 4, nu e. Așa că e cu o etapă, da. O treaptă. Minus aici este 90. Cu o treaptă. Aici cu două trepte. Două trepte. Da. Plus 500. Așa și... Minus 1354. Minus centimetru peste tot acum, da? Da. Centimetru minus 1354. Centimetru, da? Egal mai departe. Vă rog să calculați voi rezultatul. Hai. 54 individual. De minute. Individual. 54 de minute. 54 de minute. Da, oprim și calculați fetele. Publicitate.